Pace, dragi frați și surori, Domnul Iisus să vă binecuvinteze în seara aceasta. Ne bucurăm să fim din nou împreună în acest timp. Așa cum suntem, așa cum ne vedeți, sunt împreună cu fratele păstor în această seară, cu fratele Relu Bahnaru din nou. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, frate păstor, mă bucur să pot să fiu din nou împreună. De foarte mult timp, practic, n-am fost, dar timpul a trecut repede, cumva mai exact de prin octombrie la început. A fost ultima noastră transmisiune aici, în direct. Dar mă bucur că putem seara aceasta să slujim împreună. Sper că ne auziți bine, văd că am ceva probleme cu transmisia, poate că și de la vremea de afară, dar sper să se redreseze situația. În seara aceasta mă bucur să putem fi din nou împreună. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Frate păstor, fiți binecuvântat. Fiți binecuvântat, sunt bucuros să fim împreună din nou în momentele care urmează. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Vreau în seara aceasta, așa cum suntem, să înalți o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, așa cum de obicei obișnuim să facem în orice timp de părtășie pe care noi îl avem împreună, ca Domnul să lase în seara aceasta, în primul rând, din partea lui să fie cuvântul. Noi mergem și pe ceea ce aduce Duhul Sfânt, pe descoperiri, pe ceea ce Domnul ne relevă prin Duhul Sfânt. Și Domnul să lase în seara aceasta, în timpul acesta, așa o părtășie în care să lucreze Duhul Sfânt. Fiți binecuvântați cu toții, vom intra în această rugăciune și apoi, prin fratele păstor, vom asculta cuvântul din această seară. Înaintea ta, Tată din ceruri, venim și îți mulțumim că putem să fim în acest timp împreună. Îți mulțumim că aici cu noi, Doamne, ești Tu și seara aceasta, Doamne, în numele Tău venim. Tu ești singurul care poți lucra și e singurul care ne ridici, Doamne. E singurul care în seara aceasta duci cuvântul până la marginea pământului, Doamne. Doamne, nu avem noi niciun merit, ci singurul merit este ceea ce ai făcut-o acolo pe cruce, Doamne. Da, și în seara aceasta vrem ca să pui în inima noastră înțelesul cuvintelor Tale, Doamne, să mergem, Doamne, pe puterea și cuvântul Tău, Doamne. Doamne, multe lucruri încercăm noi, dar noi nu reușim fără Tine, Doamne, așa cum ai spus prin cuvântul Tău că despărțiți de Tine nu putem face nimic. Și fie ca în seara aceasta, Doamne, prin Duhul Tău Sfânt, să cobor, Dumnezeule, și să lucrezi Tu cu putere. Amin. Pentru că nu-i nimeni ca Tine, Doamne, Dumnezeule, și în seara aceasta te rog să ridici. Să ridici, Doamne Dumnezeule, oameni, dacă sunt la pământ, să-i ridici, Doamne, să le arăți că ești lângă ei, Doamne. În seara aceasta, Tată din Cerul, știu că nu suntem la voia întâmplării, ci suntem Tată din Cerul pentru că ai hotărât Tu, Doamne, și orice obstacole vor fi din nou. Tu ești Dumnezeul care astăzi ești în control, fie că în casa mea, fie că în casa fiecăruia, Doamne, și în seara aceasta, prin Duhul Sfânt, Doamne, vrei să ne vorbești și fie, Doamne, ca seara aceasta să fie o seară de ridicare pentru mulți, Doamne. Te rog, Tată din Cerul, să lucrezi ca prin fratele păstor, Doamne, să aduci, Doamne Dumnezeule, o claritate, Doamne, să aduci, Doamne, ceea ce, Doamne, sufletele au nevoie. Amin. Pune prin fratele păstor în seara aceasta, Doamne, un cuvânt, Doamne, care să despice, Doamne, malurile, Doamne, Tu ești Dumnezeu, Doamne, și în seara aceasta știu că toate lucrurile, Doamne, Tu ești Cel care le hotărăști, Doamne Dumnezeule. Da, Iisus. Granițile, Doamne, Tu ești Cel care hotărăști fiecare lucru, Doamne. Tu ești Cel care hotărăști totul. În seara aceasta să mulțumim și ne încredem în Tine, Doamne, pentru tot ceea ce faci, Doamne. Îți mulțumim, Iisuse, și Te binecuvântăm. Amin. 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 Frate păstor, în seara aceasta vă ofer dumneavoastră cuvântul, apoi la finalul acestei transmisiuni, așa cum am obișnuit, ne vom ruga pentru cauzele care sunt aici, care vor fi în seara aceasta aici scrise și Domnul
să lucreze pentru fiecare inimă. Amin. Amin, amin. Dragii mei, mă simt onorat să fiu din nou împreună cu voi. Este un har, este favoarea divină că suntem încă suntem în viață. Încă Amin. Putem rosti, încă putem proclama, încă Amin. Putem predica, încă putem a ne ruga, încă putem să mijlocim la tronul îndurării. Mă bucur în această seară să fiu cu voi, dragi frați, Amin. Surori, prieteni, cei care poate într-un fel sau altul ați fost în ultimii 2 ani, poate ați fost împreună cu noi, poate în transmisiile pe care le-am avut prin Harul Domnului împreună cu fratele Adi. Și cred că alte și pentru alte transmisii care le vom avea de aici încolo, mulțumim Domnului că suntem în mâna Lui. Amin. Și bucuria mea este că Domnul ne-a dat fiecare zi, inclusiv ziua de astăzi, ca să ne bucurăm în ea. Este o zi a bucuriei, o zi a celebrării faptului că El este Domnul, El stăpânește, El domnește. Chiar dacă lumea nu recunoaște și nu acceptă lucrul acesta, Universul știe că nu este alt stăpân, nu este alt domn. El este cel mai mare om din istorie. Domnul Iisus Hristos, despre care am să vorbesc în această seară, n-a avut servitor și totuși îi se spunea stăpânul. El este stăpânul inimilor noastre. El a câștigat inimile noastre. El a binecuvântat tot ce putea fi de binecuvântat, tocmai dăruindu-se și oferindu-se prin iubirea sa cea mare. De aceea, El este Cel care în această seară va fi binecuvântat și de noi, pentru că merită să fie înălțat și onorat. Vedeți, vreau să încep doar cu această afirmație pe care Domnul a făcut-o la cruce, câteva afirmații prin ceea ce a făcut Domnul Iisus la cruce pentru noi. Iisus a fost pedepsit ca noi să fim iertați. Iisus a fost rănit ca noi să fim vindecați, dragii mei. Iisus a fost făcut păcat de păcătoșenia noastră ca noi să fim făcuți neprihăniți de neprihănirea Lui, binecuvântat să fie numele Său. Iisus a murit de moartea noastră ca noi să primim viața Sa. Iisus a îndurat sărăcia noastră ca noi să ne bucurăm de belșugul Său. Iisus a purtat rușinea noastră ca noi să împărtășim gloria Lui. Iisus a îndurat respingerea noastră, rușinea noastră, ca noi să primim acceptarea Sa înaintea Tatălui, binecuvântat să fie numele Său. El, Iisus, Domnul, despre care vreau să vorbesc și care în această seară te va vizita, ca și așa cum l-a vizitat pe cel despre care voi predica în seara aceasta, El, Domnul nostru, a fost făcut blestem ca noi să putem intra în binecuvântare. A fost acela de moarte ca noi să fim uniți pe veci cu Dumnezeu, pentru eternitate împreună cu El. Omul nostru cel vechi a fost crucificat în El, ca omul nou să învie în noi. El ne-a făcut o făptură nouă și Biblia spune în 2 Corinteni 5:17 că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Binecuvântat să fie Cel care face toate lucrurile noi. Sunt convins că în seara aceasta va fi o seară nouă pentru cineva. În seara aceasta, pentru că Domnul Iisus vine alături de tine, Domnul Iisus se prezintă în problema ta, Domnul Iisus se prezintă acolo, în locul în care ești tu. Nu știu, că ești acasă, că ești în România, că ești poate la servici, că poate ești undeva în mașină, în această seară, vreau să spun că Domnul Iisus este lângă tine, niciodată nu te-a părăsit. Este alături de tine și este seara în care împreună cu cel despre care am să vorbesc, cu o persoană a cărui nume nici măcar nu este dat aici, dar este dat modelul, modul în care Domnul Iisus Hristos poate schimba starea cuiva. Și ceea ce face Domnul Iisus rămâne de antologie. Și am să citesc din Ioan capitolul 5, de la versetul 1. După aceea a avut loc o sărbătoare a iudeilor. Și Iisus a dus la Ierusalim. Și în Ierusalim, lângă poarta oilor, este un bazin numit în evreiește Betesda, care are 5 porticuri. În acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, ologi și paralizați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului cobora din când în când în bazin și tulbura apa. Și primul care pășea în el după tulburarea apei era făcut sănătos, orice boală ar fi avut. Se afla acolo un om care era infirm de 38 de ani.
Iisus l-a văzut, zăcând și știind că este infirm de multă vreme, l-a întrebat: vrei să te faci bine? Bolnav i-a răspuns: Domnule, nu am pe nimeni care să mă arunce în bazin atunci când este tulburată apa și până mă duc eu coboară altul înaintea mea. Și Iisus a zis: ridică-te, ia targa și umblă. Dintr-o dată omul s-a făcut bine și a luat targa și a început să umble. Ziua aceea era o zi de sabat. Amin. Amin. Vreau să continui și să vă spun că poate ai domn acestui om. Poate unii dintre noi ne-am mai simțit cumva trecuți cu vederea, subestimați sau uneori complet ignorați. Ne-am simțit singuri, ne-am simțit poate evitați, ne-am simțit nebăgați în seamă și poate când credeam că este și rândul nostru să se întâmple ceva special pentru noi, parcă ne sărea rândul. Dar vreau să vă spun în seara aceasta că Duhul Sfânt simt că spune că este rândul tău acum. Domnul vine lângă tine, Domnul te vizitează, Domnul va sta în fața ta. Acum este rândul tău. Și poate că într-un fel am să vorbesc profetic pentru cineva care simte, ai domn acestui om de la Betesda, că ai fost trecut cu vederea, ai fost înghesuit, s-a trecut peste tine, ai fost depășit, ai fost lăsat în urmă, ai fost dat afară. Vreau să spun că este momentul care Domnul spune că trebuie să te pregătești, să intri în cursă. Poate ai fost ca acest om, te-ai uitat la obiectul dorit, l-ai visat, ai vorbit despre el, ai cântat despre el, dar vreau să spun că în seara aceasta este seara în care Domnul vrea să obții certitudinea faptului că ceea ce l-a promis și a pus în dreptul tău se va întâmpla și Domnul va împlini în dreptul tău. Amin. Îmi pot imagina cum acest om, și vreau să vă invit să vă imaginați lucrul ăsta cu mine, care se uita fix la apă, urmărind cea mai mică undă, spunându-și: n-o vei rata tura asta, de data asta n-o vei rata, pe timp de zile, de săptămâni, de luni, urmărește apa și apoi pentru un minut poate adorme sau se întâmplă ceva care îl distrage atenția exact în momentul în care se mișcă apa și pierde mult așteptatul miracol. Și imediat s-aud sunete undeva unde cineva plin de bucurie spune: uite, un om șchiop strigă, pot să merg? Sau un om nevăzător spune: uite, pot să văd? Și îmi imaginez în continuare cum inima lui se scufundă zdrobită pe măsură ce își dă seama și realizează că a pierdut din nou această oportunitate a vindecării și că altcineva i-a trecut în față. Vorbesc astăzi cu cineva care poate a văzut multe persoane binecuvântate. Ai văzut multe persoane vindecate. Ai văzut oameni promovați. Ai văzut oameni care și-au cumpărat mașina lor nouă și se pare că după toate dovezile naturale tu nu vei fi niciodată în situația asta. Și parcă cineva șoptește că tu nu ajungi niciodată la rând, că parcă tu nu ești suficient de bun, tu nu ești suficient de băgat în seamă și tu nu meriți să ajungi acolo. Dar Domnul vrea să vă spun că în seara asta vă spune acestor oameni care ați gândit de multe ori într-un mod subestimat în dreptul vostru. Acum, vă spune acum că urmează să se întâmple ceva măresc pentru tine. Spuneți cu mine, acum. Și Biblia spune că să nu obosiți făcând binele, pentru că la vremea potrivită veți secera dacă nu vă epuizați. Atât din punct de vedere biopsiho-spiritual, atât din punct de vedere poate al răbdării pe care o aveți. Domnul ne învață în această seară, ne învață în această noapte să nu-L limităm, să nu-L restricționăm la metodele din trecut sau la experiențele care le-am avut în trecut sau la manifestările prin care l-am cunoscut pe Dumnezeu că opera în trecut. El spune în această seară: iată, eu voi face un lucru nou. Și este gata să se întâmple. Ani de zile bolnavi, afectați, cei slabi și vulnerabili, spune Biblia că veneau la acest bazin și așteptau o mișcare a apei. Dar în acea zi anume, Dumnezeu a ales să se miște într-un fel nou. În fața acestui om care nu realizează ce se întâmplă, știți cine vine? Vine chiar Domnul Iisus, cuvântul întrupat.
Iisus în care este sănătatea, în care este vindecarea, Iisus în care este binecuvântarea și Iisus în care este ridicarea de pe targa Lui, stătea lângă El. Este seara în care Domnul stă lângă tine. Nu știu în ce problemă stai, nu știu de ce ești pus la pământ, nu știu de ce situație ești zdrobit și ești poate cumva aruncat la pământ. Vreau să spun că în această seară Domnul Iisus Hristos stă lângă tine. Iisus Hristos, toate aceste lucruri de care ai nevoie, adunate într-o singură persoană care stă alături de tine. Iisus, care este manifestarea deplină a tot ceea ce ar putea visa vreodată cineva, stă chiar acum în fața acestui om. Toate aceste mintea poate impotentă, nu putea să gândească mai mult a omului acestuia, era încă în piscină, se gândea la apă. El putea crede pentru miracolul său, reușita sa, dar nu putea vedea dincolo de gloria trecută, de sănătatea pe care poate a avut-o odinioară. Însă Dumnezeu este mult mai mare decât atât, slăvit să fie în numele Domnului. Da, Duhul lui Dumnezeu era în bazin, dar bazinul nu era Dumnezeu. Da, Dumnezeu s-a mișcat, Dumnezeu a făcut lucrurile și poate ai așa de multe rețete în care Domnul a acționat într-un fel sau altul. Dar vreau să spun că Dumnezeul nostru e de necuprins și poate să facă un lucru nou când se apropie de tine. Când Domnul vine lângă tine, nu l-aștepta după modalitatea pe care tu te gândești că ar putea să facă Domnul lucrurile. Lasă-L pe El să te surprindă. Lasă-te cuprins de uimire. Lasă-te cuprins de prezența Lui. În această seară, într-un mod nou, Dumnezeu este mai mare decât ultima metodă pe care a folosit-o. Pentru un orb și-a atins ochii. I-a atins ochii și a spus, facă-se după credința ta. Fie că după un alt orb, a fost un alt orb, Domnul Iisus a scuipat praf, a făcut noroi, l-a frecat la ochi și i-a spus, du-te și vezi ceva. Și continui să mă uit la acest om pe care aproape care a ratat miracolul său, deoarece credința lui era încă atașată de piscină, de scăldătoare. Se aștepta ca miracolul său să vină din apă, dar miracolul stătea în fața lui. Nu știu de câte ori poate și noi ne gândim că dacă vom face un lucru sau altul pe care l-am auzit sau văzut că Domnul a acționat, vom primi poate ceea ce așteptăm. Dar Domnul este totdeauna gata și dispus să ne surprindă cu bunătatea, cu dragostea, cu îndurarea Lui, pentru că jertfa la cruce, în jertfa sa la cruce, a plătit prețul pentru toate bolile tale, toate suferințele tale, tot ce ai făcut, tot ce ai avut, tot ce s-a întâmplat în viața ta. Dumnezeu a plătit în Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Așa că omul acesta aproape că a ratat minunea pentru că nu a venit în felul în care el aștepta să se întâmple miracolul. Când ai nevoie de un miracol de la Dumnezeu, trebuie să dai lui Dumnezeu latitudinea de a folosi orice modalitate dorește El să ți-l aducă. Dumnezeu are căile sale, are modalitățile sale. Când Dumnezeu vrea să-ți păstreze viața, El o face în modul dincolo de imaginația ta. Dar dacă nu ești atent, poți pierde gloria, binecuvântarea, miracolul de care ai nevoie, pur și simplu pentru că nu vine în pachetul pe care îl așteptai. Amintiți-vă că Dumnezeu poate folosi o pasăre necurată pentru a vă binecuvânta. Dumnezeu a folosit un corb pentru a hrăni profetul Ilie. Cred că și aici pot fi unii care pot fi în situația asta, în care Dumnezeu ar dori să vă trimită binecuvântarea prin corb expres. Nu știu dacă ați auzit serviciul ăsta, corb expres. Cred că dacă unii ar vedea că vine corbul cu răspunsul, l-ar împușca înainte ca să ajungă binecuvântarea până la ei. Există unii oameni care sunt atât de prinși de pronunția sau de modul, de vechea pronunția Cornilescu, încât dacă nu le vine poate o profeție la modul acela în care vechea, știu eu, limbă sau vechea versiune Cornilescu, se gândesc că nu-i de la Domnul. Domnul poate să vorbească, să te surprindă profetic, în modul ăsta de vorbire contemporan și liber în această seară. Tu trebuie să spui doar dacă ai nevoie de atingerea Lui și El este gata să pătrundă în viața ta. Vezi, de multe ori, diavolul ne împiedică să ne primim miracolul. Și poate alte dăți, nu diavolul ne împiedică să primim miracolul, ci propria noastră atitudine îngustă.
a gândirii religioase care încearcă să-i spună lui Dumnezeu cum trebuie să-și facă treaba. Sau cum să ne aducă nouă lucrurile. Sau cum să ne răspundă nouă. De multe ori, noi îngustăm sau reducem posibilitatea pe care Dumnezeu vrea să o folosească pentru noi. Binecuvântează-mă, Doamne, și iată cum vreau să o faci și când vreau eu să o faci. Acest om aproape că a ratat personal binecuvântarea pentru că era încă atașat de piscină și de modul în care se aștepta ca Dumnezeu să acționeze. Mult așteptată reușită venise, dar pentru că n-a venit așa cum se aștepta, aproape că a ratat-o. Era blocat în experiențele din trecut, încât a crezut că singura modalitate prin care putea să-și împlinească mult râvnita vindecare miraculoasă era să intre în mulțime și să se împingă și să dea cu piciorul, să se tărească și să plângă, să lupte și să-și croiască cumva un drum până la piscină și să se arunce în apă în momentul în care îngerul mișca orinda apei. Nu putea să înțeleagă că ar fi la fel de simplu ca și cum ai primi un cadou. Miracolul tău, binecuvântarea ta, străpungerea zidului de necazuri este aici și nu este într-o piscină, ci este într-o persoană, amin? Și nu este în faptele tale, ci este în credința ta, cineva să spună cu mine, amin? Da, credința amin. Are și fapt. Amin. Deoarece credința fără fapte este moarte, spun în Iacov, capitolul 2, versetul 17. Dar știți ce? Mulți oameni, și am văzut că foarte mulți oameni pățesc lucrul acesta, se pot epuiza încercând să-și facă propriul drum spre o binecuvântare sau spre un miracol, dragii mei. Te poți epuiza încercând să faci lucrurile să se întâmple. Încercând să faci pe oameni să te recunoască, încercând ca tu să forțezi ușile destinului sau poate încercând să obții o platformă a recunoașterii pentru darul pe care l-ai primit. Încercând să convingi pe Dumnezeu că meriți binecuvântarea, că meriți să ajungi la liman, că meriți promovarea. Da, credința are fapte, dragii mei. Dar credința culminează nu în numărul de încercări de a convinge că ești în stare, ci în gradul tău de încredere în cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce spune Dumnezeu slăvit să fie în numele Domnului. Căci credința, de fapt, spune în Evrei capitolul 11, versetul 1, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. În această seară, Domnul vrea să spună că nivelul tău de credință poate fi provocat. Și vreau să spun că provocarea nu este la luptă, ci la odihnă. Cineva trebuie să renunțe la lupta cu Dumnezeu și să înceapă să se odihnească în Dumnezeu, să se odihnească în jertfa completă în care a plătit, Domnul Iisus Hristos a plătit tot ceea ce era nevoie ca noi să fim vindecați, noi să fim abilitați, noi să fim răscumpărați și noi să fim cu adevărat eliberați de tot ce ar putea să ne țină. Amin. Vreau să încurajez pe cineva care poate astăzi este pe punctul de a renunța. Nu întorcând neapărat spatele la Dumnezeu în sine, nu la modul ăsta, ci oarecum retrăgându-se, oprind comutatorul credinței, punându-și întrebări dacă chiar se merită să lupte, să mai slujească, să se dedice, să studieze mai mult, să ofere mai mult, să slujească mai mult. Poate că visul cuiva, în ghilimele, visul este la terapie intensivă și ești pe cale să tragi ștecherul. Ai fost în lupta vieții tale, pur și simplu, și ai rămas cu impresia că nu ți-a mai rămas vreo luptă care se merită să mai duci. Ție spune Domnul în seara asta și spune, ține-te, rămâi pe loc. Credința nu renunță niciodată. Amin? Vreau să spun încă o dată, ține-te acolo unde ești. Stai tare acolo unde ești. Rămâi pe loc acolo unde ești. Rămâi la acolo unde te-a așezat Domnul să veghezi și să priveghezi asupra lucrurilor ăla. Pentru că credința nu renunță și nu pierde niciodată. Cei ce renunță nu câștigă vreodată. Iar câștigătorii nu renunță vreodată. Amin? Câștigătorii nu renunță niciodată. Diferența dintre succes și eșec, vedeți, este dată de faptul că numărul momentul în care te ridici din nou și este mai mare decât numărul de total al căderilor tale. Se întâmplă să cazi, se întâmplă să, spune cuvântul că de 7 ori cade neprihănitul și iară se ridică. Biblia spune că iară se ridică.
Numărul căderilor tale trebuie să fie mai mic decât numărul ridicărilor tale. Și Domnul te va sprijini și îngerii Domnului tăbărăsc în jurul tău. Și vreau să spun încă un cuvânt pe care l-am citit adineori câteva minute înainte de a începe emisiunea, în Psalmul 27, și m-am simțit așa încurajat. Psalmul 27, versetul 1, Domnul spune, Psalmul lui David zice așa, Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este refugiul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când se apropie răufăcătorii de mine ca să-mi devoreze carnea, tocmai ei, asupritorii și dușmanii mei, se poticnesc și cad. Și chiar dacă ar înainta o oștire împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme, chiar dacă s-ar porni război împotriva mea. Și atunci, chiar și atunci, aș fi încrezător, slăvit să fie numele Domnului. Iar în Psalmul 34 avem un cuvânt care spune, L-am căutat pe Domnul și El mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Dacă există o temere care te-a măcinat în ultimele săptămâni, luni sau în ultimul an, vreau să spun că Domnul Iisus Hristos este lângă tine acum să spulbere acea temere, să dea la o parte acea temere. Aleluia. Tu trebuie doar să te adresezi Lui, nu te mai adresa modului vechi în care s-au întâmplat Aleluia. Lucrurile. El e proaspăt lângă tine, Iisus e seara asta lângă tine exact să rezolve problema ta. Aleluia. Întinde o mână credinței și spune, Doamne vreau să atingi Duhul meu, vreau să atingi inima mea, vreau să mă cercetez, Doamne. Cuvântul Tău spune că cei care privesc spre El se luminează, iar fețele nu li se umplu de rușine. Acel necăjit a strigat, Domnul l-a auzit și l-a scăpat de toate necazurile lui. Pentru că îngerul Domnului își așează tabăra împrejurul celor ce se tem de Domnul și îi salvează. Slăvit să fie numele Domnului. Mă rog ca Domnul să deschidă ochii să vezi cât sunt de partea ta. Mă rog ca Domnul să deschidă ochii să vezi cât sunt pentru tine. Mă rog ca Domnul să deschidă ochii să vezi cum îngerii deja și-au făcut tabăra și-au pus corturile în jurul tău. Amin. Și acolo unde te crezi tu singur, Domnul este lângă tine, era îngerii săi deja și-au întins tabăra. Pentru că au această poruncă expresă să stea lângă tine, să te întărească, să te încurajeze, să te ridice, să te facă să gândești și să crezi din nou în categoriile care Dumnezeu te-a pus și ai gândit-o dinioară. Nu mai te uita la metodele trecute, uite-te la faptul că El este proaspăt astăzi lângă tine și bunătatea Lui s-a înnoit în această zi și îndurările Domnului au crescut și s-au amplificat pentru tine și în dreptul tău în această dimineață. Iar acum seara, Domnul pregătește o nouă rezervă, o nouă provizie de binecuvântare, de răspuns la rugăciunile tale. Domnul vrea să te întărească, să simți cu adevărat că El este lângă tine în seara aceasta. Poți să aud un amin puternic? Aleluia! Aleluia! Amin! Aleluia! Dragii mei, credința nu se oprește. Credința nu renunță niciodată. Banii tăi se pot epuiza. Sentimentele tale, emoțiile tale, stările tale afective se pot epuiza. Prietenele tale de asemenea se pot pierde, se pot duce, dar credința ta te va purta peste toate, te va purta prin toate acelea. Nu renunța niciodată, nu ceda vreodată, nu spune niciodată că vrei să te retragi, că vrei să mori, să nu mai pasă de mine. Nu spune niciodată, nu știi niciodată când va veni momentul biruinței, nu știi niciodată când va veni manifestarea mult așteptată. Domnul Iisus este lângă tine, în seara aceasta El a ales să vină lângă tine, în seara asta a ales să se miște în jurul tău, în fața ta, tocmai ca să spulbere înțelegerile vechi și să vezi că El lucrează în modul noi și El vrea să facă ceva nou în viața ta. Pentru că Dumnezeu nu risipește nimic. Domnul nu risipește nimic. Tot ceea ce se întâmplă are un scop. Scopul este să te ducă cât mai aproape de El, slăvit să fie numele Domnului. Nu știi niciodată când va veni momentul biruinței. Nu știi niciodată când ușa se va deschide sau când puterea lui Dumnezeu va apărea puternic de partea ta și va întoarce toate lucrurile cu sus în jos, slăvit să fie numele Domnului. Unul din primele, sau principalele, mai bine zis, ingrediente ale acestui miracol pentru omul ăsta a fost totuși un lucru, persistența sa. Chiar dacă își pierduse și scăpase șansa miracolului, de nenumărate ori și a văzut cum alți oameni ajung în apa din fața lui, el îmi place lucrul ăsta, el tot a venit la scăldătoare. Îmi place lucrul ăsta. Avea ceva ce nu mulți oameni au. Ceva ce
poate unii din generația mea ar spune că avea vân, avea așa, era tare, era hotărât, era ferm. Sau este un mod mai vechi de a spune că avea curaj sau tupeu, dacă vreți, sau avea coloană vertebrală. Vedeți? Lucrul acesta este un lucru bun de avut, deoarece lucrul acesta te va ridica și te va ține în mișcare. Este, evident, genul de lucruri care fac parte din personalitatea ta și care nu te lasă să te întinzi și să filenezi și să plângi de milă victimizându-te. Uite ce mi se întâmplă. Nu. Tu te ridici și spui: Dumnezeul meu este mai mare decât situația asta pe care o traversez. Puterea Lui a dus toate aceste lucruri la cruce și, conform Coloseni 2:15, a făcut de râs, a expus toate intențiile diavolului acolo pe cruce, pironind acolo, în piroanele care au străpus mâinile Lui, a pironit și toate bolile tale, suferințele tale, neajunsurile tale, slăbiciunile tale, toate au fost pironite în moartea substitutivă și moartea atot cuprinzătoare, în jertfa fără egal a Domnului nostru Iisus Hristos. Merită să slăvești, merită să-L binecuvintezi, că El s-a gândit la tot ceea ce aveai nevoie ca să ți se întâmple. El a făcut toate și a rezolvat toate lucrurile acestea. Și mă rog ca Domnul să-ți dea această îndrăzneală pe care a avut-o acest om. Pentru că această îndrăzneală l-a făcut să vină în continuare, să vină și să vină și să vină. L-a făcut să adune toată energia și toată motivația psihospirituală, să persevereze prin toată dezamăgirea și descurajarea acumulată în timp de altfel. Toată lumea are nevoie de curaj. Dar perseverența și tupeul, vedeți, este alta treabă, este pe care nu l-au mulți, mulți nu au. Trebuie să ne gândim că va trebui să fim mai curajoși, mai îndrăzneți. Domnul spune, în lume veți avea necazuri. Dar Domnul spune, știți ce? Deveniți îndrăzneți, căpătați vână, întindeți mâna, luați, pentru că Eu am biruit. Dacă luați, luați din ceea ce Eu am câștigat pentru voi. Dacă luați, nu luați din alu' altul, luați din ceea ce Eu am pregătit pentru voi, numai voi. Amin. Trebuie să întindeți mâna credinței. Amin. Trebuie să întindeți mâna credinței și să spui: este al meu, este pentru mine, este rândul meu, acum urmez Eu, este ceea ce Domnul vrea să facă în dreptul Amin. Meu și să facă pentru mine. Haleluia! Cineva să strige haleluia în seara aceasta. Haleluia! Amin. Strig haleluia și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Nu știu care sunt vrăjmașii tăi, poate sunt fricile, poate sunt lipsa de îndrăzneală, lipsa de curaj, poate sunt victimizarea, poate este starea asta de latență și de întristare în care ai ajuns să stai acolo pe targă întins, pe targă în ghilimele vorbesc. Domnul spune că este seara în care El este lângă tine. Este seara în care a venit special să te atingă. Vedeți? Este una să ai perseverență, însă este alta să ai și ungerea. În Fapte, capitolul 1, versetul 8, Domnul Iisus a spus: dar veți primi o putere, o ungere, da? După ce Duhul Sfânt va veni asupra voastră. Și aici vreau să fac o subliniere. Când perseverența ta și ungerea care vine din ceruri, perseverența ta și ungerea care vine din ceruri se unesc, atunci ai puterea să funcționezi la un alt nivel. Omul a stat mult timp în această situație, dar n-a renunțat niciodată. S-a trezit în acea dimineață, poate aparte, și când totul părea să fi fost la fel, a trecut prin aceeași rutină ca în fiecare zi. Ceea ce nu știa el încă, însă, era faptul că era ziua lui pentru un miracol. Aș vrea să spui cuiva, dacă este lângă tine cineva, spune-i: este mai aproape decât am crezut. Domnul este mai aproape decât am crezut. Domnul este lângă mine. Este mai aproape decât am crezut. Haleluia! Așadar, acest om a fost doar o alegere întâmplătoare sau a existat oare un principiu care intervine aici? Am stat să mă gândesc la treaba asta. Cum de s-a întâmplat că Domnul a acționat în dreptul lui? S-a întâmplat oare ca Iisus, Domnul, să fie acolo? S-a întâmplat ca dintre toți oamenii aia Iisus să vină doar numai și numai în mod specific la El? Și parcă am înțeles așa cumva în duhul meu că nu, Iisus a venit la el pentru că, potrivit propriilor cuvinte ale omului, faptul că a continuat să vină, el a spus: am venit, tot vin aici, tot vin aici, tot vin aici și alții mei au înainte, dar știi ce? N-am oprit, nu m-am oprit, am venit, am venit și vin mai departe și vin și vin și vin.
Și poate că a fost depășit, poate că a fost sărit peste el, poate că a fost înghesuit, poate că a fost dat la o parte, dar persistența lui l-a făcut să vină și persistența lui și persistența ta atrage atenția lui, Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. Haleluia! El a continuat să vină. El a continuat să vină prin durerea lui, a continuat să vină prin descurajarea lui. Și vreau să fac puțin mai clar aici. A continuat să vină, poate sunt persoane care au trecut prin divorț, prin faliment, prin confuzie, prin trădare, prin respingere. Ai fost înșelat, ai fost mințit, ai fost trădat. Vreau să spun, să nu te oprești. Continuă să vii. Domnul te iubește și este alături de tine acolo. Nu-L vezi. Dar faptul că eu îți vorbesc acum, vreau să spună că El este lângă tine și nu te-a abandonat. Cei din jur te-au lăsat. Ți-au promis, poate, când ai început să mergi pe calea căsătoriei, ți-au promis că vei fi zâna lui și vei fi regina casei lui. Și după câțiva ani de zile a uitat să aducă și o floare, darmite, să mai cumpere cadouri sau să facă altceva din ceea ce a promis. Și te simți rănită? Te simți dată la o parte? Te simți devalorizată? Și spui, pe mine nu mă iubește nimeni. Vreau să spun în seara aceasta, cel care a făcut toate lucrurile și le ține prin cuvântul puterii sale, îți spune, iată, eu sunt cel care te iubesc. Te-ai gândit, poate că, uite, lumea sărbătorește iubirea și dragostea și zile trecute au fost zile în care în România s-a sărbătorit lucrul ăsta și te-ai simțit poate singură și te-ai gândit, uite, ăștia se iubesc unii pe alții. Domnul Iisus vrea să spună în seara asta, te iubesc cu o iubire veșnică. Niciodată nu te-am iubit mai puțin. Niciodată nu te-am iubit mai prejos. Te iubesc așa cum te-ai iubit în prima clipă. Domnul Iisus vrea să spună că te iubește și nu te-a părăsit niciodată. Este mai aproape decât ai crezut. Este chiar lângă tine, Domnul Iisus. Este seara în care Domnul te vizitează. Seara în care Domnul Iisus te mângâie. Seara în care rănile pe mâna Lui ating fruntea ta și spune, nu renunța. Pentru că eu n-am renunțat la tine. Continuă să persiști. Pentru că vizita mea te vizează special pe tine în seara aceasta. Slăvit să fie numele Domnului. Haleluia. Și cred că Domnul este acolo lângă tine. Și cred că este lângă, gata acum să, gata să lucreze la cauza ta. Spune-i cuva de lângă tine. Spune cuiva, sunt rănit, dar eu vin la Domnul. Mă doare, dar vin. Sunt confuz, dar vin. N-am să renunț, n-am să cedez, n-am să mă dau la o parte. Mă lupt cu depresia, dar vin. Mă lupt cu anxietatea, dar vin. Îmi trăsc piciorul, dar vin. S-ar putea să trebuiască să mă trăsc, dar tot am să vin. Sincer să fiu, uneori nu vine să vin. Da? Este o provocare, dar mă ridic și mă mișc, dar știu că dacă nu mă mișc, voi muri. Și m-am hotărât că dacă că și dacă voi muri, voi muri mișcându-mă în direcția miracolului meu, voi face ca și femeia care avea problema hemoragiei, măcar voi întinde mâna spre tivul hainei Domnului Iisus Hristos. Spune vecinului tău, spune cuva de lângă tine, spune sie, continuă să te miști. Spune-ți pe nume, continuă să te miști. Nu știu cum te numești, frate, soră, prietene, dar spuneți, continuă să te miști. Mișcarea este un semn că ești viu, ești în viață, continuă să te miști. Dacă nu-ți poți mișca picioarele, mișcă-ți brațele. Dacă nu-ți poți mișca brațele, mișcă-ți capul. Dacă nu-ți poți mișca capul, mișcă-ți degetele la picioare. Și dacă nu poți mișca degetele la picioare, scoate limba sau dă din ochi, fă ceva, pentru a-i spune diavolului, ești încă aici. Ești încă aici, în seara asta ești în locul în care Domnul vine. Ești viu și ești în mișcare. Aleluia, aleluia, aleluia. Vreau să spun că Dumnezeu este Cel. Dumnezeu este Dumnezeu și nu face întotdeauna lucrurile așa cum le vrem noi, ci nu le face exact în același fel. Poate schimba procedura oricând voiește, pentru că El este Dumnezeu. El nu se supune unui protocol pe care îl dă un director de spital sau poate îl dă un minister al sănătății și spune că doar așa se întâmplă lucrurile. Domnul are toată paleta, haleluia, de tratamente și El știe cum și El alege ce, cum, la cine și El poate, nimeni nu-i spune ce să facă. El este medicul medicilor și Domnul domnilor și doctorul. Doctorul, slăvit să fie în numele Domnului. Aleluia.
toți acești oameni erau adunați în jurul piscinei, așteptându-și rândul, urmau modelul metodei bazinului, vedeți, așteptau mișcarea apei. Dar Iisus ocolește complet procedura asta. Aleluia! Și practica scăldătoare și vine direct la acest om. Iisus n-a umblat prin mulțime, verificând numele pentru a vedea în ce ordine se aflau și cine era următorul la rând. Domnul n-a venit să facă asta. Dacă ai primit biletul de registratură, dacă ai programarea să faci să intri. Nu, permite-mi să spun chiar ceva chiar aici. Cred că cineva se pregătește acum să meargă în fața liniei. În fața liniei. Cineva se pregătește să experimenteze o favoare divină în seara aceasta. Favoare nu înseamnă corectitudine. Auziți, când Domnul te favorizează, nu înseamnă că El face după nu știu ce reguli pe care le așteaptă cineva. Harul nu este supus reglementării umane. Cineva să spună amin. Aleluia. Amin. Aleluia. Amin. Favoarea poate face ceva pentru tine, ceea ce nicio educație nu poate face. Favoarea poate deschide ușile. Favoarea te poate ridica. Favoarea va schimba mintea și înțelegerea oamenilor despre tine. Favoarea va face ca banii să vină la tine. Harul este ca un magnet care atrage bine cuvântările lui Dumnezeu în viața ta. Spune cu mine, aleluia. Favoarea va face pe oameni care chiar nu te plac, aleluia, să te binecuvinteze și să-ți facă bine, slujindu-ți poate chiar contrar intereselor lor. Favoarea te va pune în prima linie. Spune cu mine, amin. Repet, favoarea te va pune în prima linie. Atunci când alții poate că sunt mai calificați și când alții poate au stat de mai mult timp acolo, da, favoarea te va lua și te va pune în prima linie. Favoarea a luat-o pe Estera, care a avut statutul unei femei, fete umile de țară, de la țară, a ridicat-o să devină regina unei națiuni celeste. Favoarea l-a ridicat pe Iosif din groapă la palat. Favoarea poate inversa complex situațiile. Haman cel rău, da, nelegiuit, a complotat pentru a distruge întreaga rasă evreiască, inclusiv pe Estera. Dar Dumnezeu i-a dat lui Estera favoarea regelui, iar complotul lui Haman a fost complet reversat, complet întors. Iisus i-a spus omului, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și imediat, fără cea mai mică ezitare și întârziere, Biblia spune că a fost făcut întreg. Există cineva aici acum din cei care mă ascultă care are acum o credință imediată, o credință acum. Ea spune, o credință acum. Nu când ajunge în rai, nu într-una din aceste zile, nu peste 6 luni, nu încolo sau peste 2 săptămâni, ci chiar acum. Spune cu mine, chiar acum. Credința acum. Amin. Amin. În Evrei 11:1 am citat versetul, este scris, credința este substanța lucrurilor sperate și dovada lucrurilor nevăzute. Credința este substanța lucrurilor care le sper să se întâmple, da? Și este dovada, credința este dovada că lucrurile vor veni în viața ta. Ca acest om, ca Pavel și Sila, ca Iosif la închisoare, ca Daniel în groapa leilor, ca cei 3 băieți evrei din cuptorul aprins, s-ar putea să fie într-o oră, la miezul nopții, poate în ora cea mai întunecată din viața ta. E ora 10:15 seara și poate te simți singur sau te simți abandonat sau mâine te gândești că o să mergi la biserică și te simți fără gust. Vreau să spun că și poate ai spus de multe ori că ai fost la biserică, te-ai rugat, s-au făcut ungerea și nu s-a întâmplat nimic notabil pentru tine. În această seară vreau să spun că Domnul este chiar lângă tine acum. Este chiar lângă tine acum. Și Domnul poate să facă cu adevărat lucrurile, pentru că îmi place lucrul ăsta la Domnul Iisus. Îmi place cu adevărat că la miezul nopții, oricât ar fi de rău, oricât ar fi de întunecat, întunericul poate dispare în câteva secunde, pentru că Domnul este Domnul Luminii și El când vine, El rearanjează toate lucrurile. Plânsul poate dura, poate persista noaptea, dar bucuria vine dimineața. Cineva să spună tare acum cu mine, când va fi rândul meu? Când îmi vine rândul? Cineva să spună, pentru că poate unii se gândesc, coada la care am așteptat era atât de lungă și eu sunt atât de îndepărtat încât nu mai știu dacă voi ajunge vreodată la locul binecuvântării, la locul promovării, la locul ieșirii din drama în care sunt, la locul miracolilor. Dar
Vreau să-ți privești în jur și vreau să te gândești că lângă tine Dumnezeu deja se pregătește să schimbe scenariul. Dumnezeu se pregătește să întoarcă lucrurile bine pentru tine. Citeam adineori că Îngerul Domnului, așa spune în Psalmul 34:7, Îngerul Domnului își așează tabăra împrejurul celor ce se tem de Domnul. Tu n-ai de făcut decât un lucru, să spui: Doamne, vin înaintea Ta și Doamne, Te respect, Te prețuiesc, Te iubesc ca pe nimeni altcineva. Doamne, cred că Tu ești singurul care Te poți atinge de cauza mea. Biblia spune în 1 Petru 5:7, smeriți-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu, pentru că la vremea potrivită El să te înalțe. La timpul potrivit El te înalță, El te ridică. Și apoi îmi amintesc un alt verset care spune: cei de pe urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Și vreau să spun că simt că vine o schimbare a situației. Există ceva în legătură cu Dumnezeu, că atunci când este rândul tău, nu contează unde stai la rând. Nu contează cât de deștept ești sau cum te vezi din punct de vedere al educației, nu contează unde ești la nivel social sau economic, nu contează dacă nu ești cel mai frumos sau cea mai frumoasă, nu contează dacă ești cel mai calificat din perspectiva omului, nu contează dacă ai fost votat sau dacă oamenii se gândesc poate că e mai puțin probabil ca să reușești, nu contează dacă ești cel mai mare și cel mai puternic. De fapt, lui Dumnezeu îi face plăcere luând lucrurile mici și folosindu-le în moduri mari. Dumnezeu îi place să ia lucruri mici, să le folosească în moduri, în modalități dincolo de argumentate, dincolo de înțelegerea ta. De fapt, Biblia spune în 1 Corinteni 1:27-29, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii pentru a face de rușine pe cele înțelepte. Și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii pentru a rușina lucrurile puternice. Și lucrurile de bază sau lucrurile fundamentale ale lumii și cele disprețuite le-a ales Dumnezeu, da, și lucrurile care nu sunt, ca să nimicească lucrurile care sunt. Ca nimeni, nicio fire să nu se laude în prezența Lui. Și în 2 Corinteni 4:7 spune: dar noi avem această comoară în vase de lut pentru ca excelența puterii sale să fie de la Dumnezeu, nu de la noi. Când vine rândul tău, când vine anotimpul tău, când vine sezonul tău, te duci în fața liniei, de fapt, în fața cozii, da? De fapt, când îți vine rândul lucrurile pentru care alți oameni se luptă, vor veni ele la tine. O mulțime de oameni așteptau mișcarea apei, dar minunea a venit la omul acesta. Binecuvântarea l-a găsit pe omul acesta acolo disperat. Mă apropii de încheiere, dragii mei, și vreau să vă spun că și nu pot să închei până nu-l aduc și pe David în fața dumneavoastră, ci vreau să-l aduc pe David, care era afară pe câmp, îngrijind oile, da? Nu-l vedea nimeni, nu se putea gândi nimeni la el și nimeni nu voia să se gândească la el, pentru că tatăl lui David a dus pe ceilalți 7 frați care erau acolo în sală când a venit Samuel. Și din orice perspectivă naturală, el nici măcar nu era în linie, el nu era la rând acolo. Numele său nici măcar nu era pus pe foaia de înscriere pentru a fi uns ca rege în Israel. Și Samuel a încercat să ungă pe fiul lui Iese, dar ungerea i-a refuzat pe toți 7. Dar când Duhul Sfânt a spus: este rândul tău, David a trecut de la obscuritate și de la faptul că a fost nesemnificativ, a fost neimportant, la o persoană care nu era de interes, a trecut în centrul atenției. Și Samuel spune așa: trimite după el, căci nu ne vom așeza până nu va veni el, vom sta în picioare. Și treaba asta, și despre ce vorbește? Despre urgența situației. Uite, n-am să mă pun jos, pentru că aștept în orice clipă să vină cel care este regele lui Israel. Și Biblia spune că Samuel l-a uns pe David în mijlocul fraților săi. Când va veni rândul tău, Dumnezeu te va binecuvânta și o va face în felul ăsta încât tu să fii un exemplu al bunătății și credincioșiei sale, te va ridica și nu va face, poate nascuns undeva într-un loc retras, într-o magazie, în cămară, ci te va unge în mijlocul fraților săi, pentru că lui Dumnezeu nu este rușine de cei pe care îi unge.
Unșii săi sunt oamenii cu care Dumnezeu iasă în fața lumii. Unșii săi sunt cei pe care Dumnezeu îi scoate ca să proclame, să mărturisească ce face Dumnezeu în viața lor. Cred că cineva intră în această ungere acum. Închei exact cu cuvintele acestea. Și acel ceva pe care l-ai așteptat, pentru care ai presat, pentru care te-ai împins, pentru care te-ai străduit, pentru care ai împins lucrurile înainte, se pregătește în această seară să vină la voi. Și de fapt toate acestea vin într-o persoană care se numește Domnul Iisus Hristos, cel care răspunde, cel care îi spune: n-am să te părăsesc niciodată. Când treci prin ape, eu sunt lângă tine. Când vei merge prin foc, n-am să te las acolo ca focul să te ardă. Dumnezeu spune: te-am urmărit și s-ar putea să fi trecut, să fi fost trecut cu vedere de alții și s-ar putea să fi fost lăsat de o parte de alții, dar tu ești alegerea mea și îți vine rândul acum. Rostește cu o credință acum: Doamne, primesc ce ai pentru mine. Doamne, primesc ce ai pentru mine. Domnul vrea să spună: este rândul tău să strălucești. Este rândul tău să prosperi. Este rândul tău să fii vindecat. Este rândul tău ca ușii să se deschide pentru tine. Este rândul tău acum pentru o ungere proaspătă, o ungere sporită. Este rândul tău ca să întinzi mâna și să spui: Doamne, copleșește ființa mea. Doamne, vreau să trăiesc acum, Doamne, în abundența puterii prezenței tale, Doamne. Doamne, n-am să te las acum. N-am să mă las de tine, Doamne. Doamne, am să ascult cuvântul tău, Doamne, și am să spun: da, nevoia mea este, Doamne, intervenția ta direct, Doamne, acum, Doamne. Nevoia mea este, Doamne, ca tu să vorbești probleme din viața mea acum, Doamne. Și, Doamne, eu chiar acum primesc și prin credință, Doamne, îmi asum lucrul ăsta, pentru că tu ai plătit prețul deja la Golgota pentru mine. Doamne, și îți mulțumesc pentru ce ai făcut. Și prin credință te laud ca fiind beneficiarul tuturor lucrurilor pe care mi le-ai promis. În numele Domnului Iisus Hristos, toți cei care vor lucrul acesta să spună: amin, amin, și Domnul să vă binecuvinteze, dragii mei. Amin, amin. Amin, slavă lui Dumnezeu în seara aceasta. Ne bucurăm cu toții și aici pe Facebook, pe Radio Salm, pe Zidire și Mărbătare Spirituală și totodată suntem și pe YouTube. În seara aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla, în casele dumneavoastră și în locul unde sunteți. Și așa cum v-am spus și așa cum știați încă din anii trecuți, pentru că nu suntem la început, a fost o pauză într-adevăr, dar ne vom pune din nou în mișcare, ca să spun așa, împreună cu fratele păstor. Să putem să slujim aici împreună. Mi-a fost dor, vă spun, mi-a fost foarte dor. A fost seri de har. Acum o luăm de la început cu pagina aceasta, dar în viitor mă gândesc cumva să migrez mai mult pe YouTube, pentru că deja suntem mult mai mulți acolo și chiar dacă sunt care mulți n-au Facebook, au YouTube și s-ar putea să migrăm cu totul. Datorită problemelor care sunt pe Facebook, nu este niciun fel de siguranță și cei care vor fi și care știu vor veni și acolo, este simplu, nu este greu nimic. Când intrăm, la fel va apare notificare ca și aici. Totodată, ceea ce vreau să vă spun, dragi frați și surori, este că vreau să ne rugăm în seara aceasta pentru cauze și am să citesc cauze în seara aceasta. Totodată m-am gândit să dăm oportunitatea, drag păstor, dacă se poate, și celor care îi avem prin grupul de salmi, dacă vor să intre aici cu dumneavoastră și să vă și spună cauzele. Eu știu, poate că vor fi, dacă se poate. Amin, amin. Să-i sigur vedem și pe cei care sunt în grupul de WhatsApp. Acolo vom pune link-ul din seara aceasta și de Zoom, și cei care au cauze să le aducă în direct acolo. Vom și citi câteva cauze de aici, de pe YouTube. Vom pune link-ul aici, vor intra și frații. Dar vreau prima dată să citesc de pe YouTube, de pe Facebook, câteva cauze și apoi să luăm și de acolo, de pe
Zoom. Dacă aveți cauze în seara aceasta pentru rugăciune, le voi citi fratelui păstor, așa cum știți că obișnuiam noi să facem lucrul acesta până prin octombrie, când a trebuit să mă operez și să trec prin ceea ce am trecut și mai trec încă, dar este unul singur care ne ridică și ne scoate din toate necazurile noastre. Amin, amin. Așteptăm cauzele de rugăciune să le scrieți aici și eu mă voi uita pe Facebook în seara aceasta și dacă aveți cauzele, treceți, mi le spuneți aici și eu o să le citesc fratelui păstor. Da, deci avem mai multe, nu știu cum domnule a văzut. Ne scrie așa Emilia Bocioacă: aduc înaintea lui Dumnezeu pe Răzvan, David, Dănuț, Cristina, sunt multe nume, nu le pot citi pe toate. Deci aduce pe fiecare și Domnul să dea vindecare și eliberare. Totodată pentru sora Emilia Bocioacă să ne rugăm și pentru toți cei care i-a scris aici. Sunt foarte mulți, nu putem să citim chiar așa de mulți pentru că durează. Vă rog să vă rugați pentru mine, scrie Elena Michi, să vă rugați pentru mine și familia mea, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul Iisus să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, acolo unde sunteți. Simona Badiu, frate, vă rog să vă rugați pentru mine, mă doare piciorul și spatele. Simona Badiu. Emilia Bocioacă, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Domnul Iisus să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră acolo unde sunteți, sora Emilia. Ionuț Petrache, rugați-vă și pentru mine, Dumnezeu să-mi pregătească și mie o soție credincioasă, Domnul să-l binecuvinteze. Ionuț Petrache. Lenuța Țogan, aduc și eu pe soțul meu, Costel, pentru că este bolnav, are o răceală puternică. Domnul să se atingă. Numai ce am trecut și eu prin COVID, cu toată chimioterapia, nu v-am spus. Am avut COVID. Dar am fost bine. Slavă lui Dumnezeu că l-am simțit foarte ușor așa, dar e mâna lui Dumnezeu aici, pentru că doctorii toți îmi spuneau să fug acum chimioterapia aceasta de COVID, mai ales de COVID. Și chiar COVID am avut. M-au găsit în clinică. Domnul a arătat că a fost alături de tine și în situația aia, cea mai dramatică. Data trecută când am avut COVID n-am putut să mă ridic din pat, știți necazurile prin care am trecut apoi și cancerul acesta și... Rodica, o soră bolnavă de cancer de colon, exact în situația care a fost la mine, să vă rugați și pentru mine, frate Adrian, frate păstor, să ne rugăm și pentru sora Rodica. Mia Mărginian, Mia Mărginian ne spune, vă rog să vă rugați și pentru familia mea, Domnul să vă binecuvinteze. Pentru sora Mia Mărginian, cred că este soră a fratelui Ionică, cred. Ionică, da. Avem toată Suedia și Norvegia aici, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin, amin. Mariana Marișca spune, Domnul să se atingă de tatăl copiilor mei care are cancer. Domnul să lucreze. Mariana Marișca spune așa, ca să se atingă de soțul ei care este bolnav de cancer. Tobias Mihail spune, vă rog, în numele Domnului să vă rugați pentru cortul meu, pentru familia mea. Domnul să vă binecuvinteze. Să ne rugăm și pentru sora Claudia Crăciun. Tot timpul o văd în toate live-urile care le transmitem, chiar dacă dumneavoastră nu știe, să știți că eu știu, știe și Dumnezeu cel mai bine. Este întotdeauna aici alături de noi. Deci sora Claudia Crăciun, vreau să ne rugăm și pentru ea, ca Domnul să o binecuvinteze. Anicuța Hunt,
din Danemarca. Ne scrie: aduc înaintea Domnului nostru Iisus Hristos familia mea, copiii mei, nepoții și știu că orice boală va fi vindecată în numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin, amin. Elisabeta ne scrie așa: Elisabeta Paradigza, și eu aș avea o cauză în numele Domnului. Vă rog să vă rugați pentru familia mea ca Domnul să se îndure. Deci pentru familia sorei Elisabeta Paradigza. Dacă nu ved bine, mă iertați că cu chimioterapia asta, să știți că mi-a afectat vederea. Destul de rău. Aduc, mă să vedem așa, Dorina Maria Gârda, sau Ghirda, aduc înaintea Bunului Dumnezeu pe nepoțelul meu, Tudor Paul, cu probleme de autism. Deci Dorina Maria Ghirda pentru nepoțelul ei cu probleme de autism. Amin, ne rugăm. Vasile Tolan ne spune: pacea Domnului, vă rog în numele Domnului să vă rugați și pentru mine. Să ne rugăm pentru Vasile Tolan, pentru dumnealui. Voi citi mai repede cauzele, sunt foarte multe. Lucica Sau spune: rugați-vă și pentru mine, mă doare tot corpul și mai ales genunchii și spatele. Dumnezeu să se îndure în seara aceasta și de dumneavoastră acolo unde sunteți. Ar vrea să citesc cauzele, să nu trec peste ele. Avem aici și pe mama Lucianei și mama mea totodată, Cornelia Fair. Să ne rugăm și pentru familia socrilor mei. Cornelia? Fair. Fair. Fair, F-E-I-R. Da. Așa am chemat-o și pe soția mea înainte. Aha, da, am înțeles. Vreau să ne rugăm și pentru ei, pentru familia lor. Dumnezeu să se atingă și de ei. Amin, amin. Aleluia. În continuare să vedem aici, spune așa: rugați-vă Otilia ne spune: vă rog să rugați pentru copiii și nepoții mei să cunoască pe Iisus. Otilia Terasanaschi, așa văd eu aici. Mariana Tănasă, vă rog să rugați pentru mântuirea familiei mele și pentru mine. Adam Lorena, pace frate, vă rog să rugați pentru Lorena, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Daniela Blidariu spune: vă rog să rugați pentru soțul meu, Nelu, are de o săptămână o gripă foarte urâtă. Să știți că atunci când ne vom ruga pentru toate cauzele și Domnul să se atingă în seara aceasta de cei care vin și aduc înaintea lui Dumnezeu aceste cauze. Sper să reziste internetul, tot am probleme aici, mi-apare aici pe un program de transmisie ceva probleme, că ar avea probleme cu încărcarea. Natalia Duca spune: vă rog în numele Domnului să mă sprijiniți în rugăciune ca Domnul să mă țină în continuare în brațul lui. Deci sora Natalia bolnavă și ea a fost bolnavă de cancer, Dumnezeu să se îndure. A fost operată aici la Timișoara, am fost la ea. Maria Stoica, aduc și eu familia mea și pentru nepoțica mea, Beatriz, pentru vindecare. Ionela, pentru Ionela, să ne rugăm: Doamne, dă-ne la tot sănătate, mă încred că știu că te poți atinge de sufletele noastre.
și de dumnea ei care și-a este bolnavă, Dumnezeu să se atingă și de Ionela. Să le dăm o oportunitate a două minute să intre și cei pe Zoom și să mai aducă dacă sunt cauze și apoi ne vor ruga. Până la ora 11 încheiem. Le vom pune link-ul aici pe Zoom. Și cei care vor dori să intre vor intra în seara aceasta aici pentru a aduce cauzele lor și Dumnezeu să...